Sunteți aici pentru a descoperi arhiva fotografică istorică a Agipres. Imaginați-vă fotografiile noastre ca pe niște bunuri de preț păstrate în niște seifuri într-o bancă. Imaginați-vă milioane de astfel de seifuri. Imaginați-vă că noi suntem banca. Prin noul proces de digitalizare a fotografiilor, nu facem altceva decât să păstrăm cu mai mare responsabilitate și dăruire ceea ce noi credem că nu sunt doar imagini. Sunt, de fapt, capsule de timp în care păstrăm momentele care au modelat destinul acestui popor. Le vedeți acum, fotografii mai puțin cunoscute cu regele Mihai, cu dezastrele care ne-au lovit țara sau cu celebra sistematizare proiectul Nicolae Ceaușescu. Câți dintre dumneavoastră au trăit în acele vremuri? Câți vă mai amintiți? E un alt fel de revoluție prin care și noi scriem istorie. Primul foc al revoluției l-am resățit din plin. Eram în CC, pe unul din culoarele de la etajul 2, în partea stângă a clădirii. Încercam să surprind o imagine asupra balconului și a ajuns pe culoar un militar, capitanul Lupoi, care a început să replice că se află niște teroriști și a început să descarce un pistol într-o ușă. Primul foc de armă a fost suficient de brutal. Mi s-au mâiat picioarele, evident. Am repliat imediat. Noi toți lucram cu multă pasiune. Adică Agerpresul și chiar redacția Foto Agerpres, pot să vă spun, că era un fel de cuib de creștere a unei meserii foarte serioase. Noi eram în zilele acelea când nici nu plecam acasă, pentru că după Revoluție vreau să vă spun că mulți dintre noi au stat vreo săptămână acolo, nici nu se putea trece, că se trăgea peste tot în zona aia. Și în entuziasmul ăla nu ni s-a părut nimic greu de a ține piept unei instituții armate. A fost bine că am făcut așa, am fi pierdut tot. În jur de 4-5 milioane de fotograme și înseamnă o muncă de probabil 10 ani, ca toate aceste filme să fie trecute digital. Dintre astea înseamnă practic toate fotografiile și plăcile pe care le avem, plăcile fotografice pe care le avem, din 1927 până în 2001. Dacă ar fi să punem fotogramă pe fotogramă, să le facem fotografii oricât de mici, cele circa 4 milioane câte le avem, ar acoperi în întregime și ar mai rămâne Palatul Parlamentului și pe exterior și pe interior. V-au impresionat cifrele? Noi nu obosim niciodată. Suntem pregătiți în orice moment să surprindem ceea ce contează. Întrebarea e, voi sunteți pregătiți pentru cât putem noi să vă oferim?